Procurorii de Suceava au trimis în judecată 20 de persoane, printre care 5 angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și 15 persoane fizice, instructori și administratori ai unor școli de șoferi, care în schimbul unor sume de bani ar fi permis fraudarea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere. Acesta este cel de-al optelea dosar, disjuns din dosarul fabricii de permise de la Suceava. Potrivit anchetatorilor, cei 5 angajați ai Ministerului de Interne sunt Cristian Blând, Ioan Bibol, Ana Maria Pascal, Cristian Popa, Gheorghe Perijoc, toți agenți de poliție, examinatori la momentul comiterii faptelor. Procurorii susțin că cei 5 inculpați ar fi pretins și primit de la 59 de elevi cursanți, direct sau prin intermediari, diverse sume de bani cu titlu de mită, cuprinse între 100 de euro și 700 de euro, în total 14.800 de euro. În schimbul sumelor de bani menționate mai sus, inculpații care ar fi avut calitate de examinatori ar fi efectuat o evaluare superficială sau necorespunzătoare a candidaților, iar uneori, în funcție de situația concretă survenită, ar fi intervenit asupra comenzilor autovehiculului, fie pentru a-i facilita candidatului o anumită manevră, fie pentru a preveni săvârșirea vreunei abateri, care ar fi determinat nepromovarea examenului, se arată în comunicatul de presă transmis de DNA. Anchetatorii precizează că această etapă a procesului penal reprezintă conform cu de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.